Și după ce ai curățat ouul prin ulei, apă cu uleiuri esențiale sau apă cu oțet care a prin alcalinizare a curățat paraziții sau alte produse, invitația mea este să te uiți să vezi dacă este ciobit sau nu, sau ce se mai poate întâmpla câteodată este datorită produselor pe care le folosești la curățenia din baie să conțină foarte, foarte mult clor sau alte produse care sunt foarte toxice și câteodată se întâmplă că va afecta culoarea și e atât de puternic încât va schimba culoarea. Și în cazul ăsta e de văzut tu cu oul să vezi dacă încă mai rezonezi sau nu. Oricum, dacă l-ai curățat, dacă nu e ciobit, dacă nu și-a schimbat culoarea, invitația mea este să-l iei în mână, să-l duci înspre pântec, înspre inimă, spre corpul tău și să te întrebi dacă mai rezonezi cu el, pentru că sunt persoane care la nivel de vibrație nu mai rezonează și atunci au nevoie de un alt ou sau sunt persoane care pur și simplu după ce l-au curățat și pregătit este ca înainte și abia așteaptă să lucreze cu el. Deci oricum prin ce proces ai trece, dacă ai scăpat oul în vasul de toaletă, este ușor să-l cureți, nu cu produse chimice, ci cu oțet, cu uleiuri esențiale. Îl descoperim dacă este perfect pentru munca noastră și apoi putem să-l încărcăm cu iubire, cu reiki, cu energie în jurul pieptului și să-l încărcăm cu intenții bune pentru practica noastră. Dacă ai folosit alte metode de curățare după acest incident de dimineață, aștept să ne dai un semn aici. Salutare, sunt Semia Bolte de la Femeia Trezită și astăzi vreau să vorbesc în acest video despre una dintre problemele, provocările pe care multe din femeile care lucrează cu practica oului de jad o au. Și anume, ce se întâmplă dacă am scăpat oul în veceu? Nu e foarte spirituală întrebarea, dar se întâmplă foarte des. Aproape săptămânal primesc pe mail sau pe Facebook întrebarea asta și este consecința faptului că multe femei dorm cu oul deja, da? Și în momentul în care se trezesc dimineața, somnoroase, neprezente la corpul lor și se duc să facă pipi, oul cade în veceu. Ok. Ce se poate întâmpla? Da? Multe dintre întrebările voastre sunt: mai pot să folosesc oul de jad? Este sănătos sau igienic sau nu să-l mai pun în vagin? Cum pot să-l curăț? De unde știu că pot să-l folosesc sau nu? Da? Și vom discuta fiecare dintre întrebările voastre. În primul rând, ce v-aș recomanda dacă dormiți cu oul de jad, v-aș recomanda să aveți ață legată la ou, pentru că asta te ajută dimineața când mergi la toaletă să simți ața și să-ți amintești, deși ești somnoroasă, să-ți amintești că oul este în interior. Ce poți să faci apoi este să duci prezență în corpul tău, da? Pentru că de cele mai multe ori, și din nou se întâmplă asta pentru că nu suntem în corp, de cele mai multe ori suntem în minte, da? Și ne gândim ce am de făcut în dimineața asta, ce o să mănânc, ce proiecte am la muncă și nu ești în corp, ești total în minte și atunci dacă păstrezi oul noaptea în interior, când mergi la toaletă, este momentul minunat într-o dimineață să începi să simți corpul, să te conectezi la el, da? Și poți să fii prezent și atunci în momentul în care simți că oul se mișcă, că vrea să iasă, pur și simplu o contracție ușoară și poți să-l ții, sau dacă dorești să-l lași să iasă, să-ți pui mâna la ieșirea din vagin și să-l prinzi. Acum dacă cade, că poate s-a întâmplat și a căzut, ce poți să faci? În primul rând, dacă l-ai pescuit și încă l-ai mai găsit în veceu, e foarte important să-l speli ușor, da? Și să începi să te uiți la el, pentru că e posibil, acum depinde de la ce înălțime, cu ce,
cu ce forță a căzut, e posibil câteodată să se ciobească, da? Pentru că vasul, WC-ul este foarte puternic și e important să, după ce l-ai spălat, să încerci să te uiți să vezi dacă este crăpat, zgâriat. Dacă e crăpat sau zgâriat, e foarte clar că nu poți să-l mai folosești. Dacă nu e crăpat sau zgâriat, cum îl poți curăța? Da? E foarte important să nu folosești produse care sunt pline de chimicale. Da? Pentru că unul este cristal și cristalul va absorbi tot ceea ce folosești asupra lui. Pentru a-l curăța, îți recomand să pui apă la fiert. În momentul în care este fierbinte, după ce a fiert, stingi gazul, o lași un pic să fie fierbinte și te invit să pui una sau două sau trei linguri de oțet, da? Și să pui oul în această apă cu oțet. Oțetul ajută, fiind foarte, foarte bun atunci când vorbim de virus, de parazit sau de altceva, te va ajuta să cureți oul foarte bine. Da? Dacă încă nu te simți confortabil cu el, poți tot așa în apă călduță, fierbinte, să pui și să faci un alt proces în care ai adăugat câteva picături de ulei esențial, de arbore de ceai, lavandă și din nou să lași oul în apa asta. Dacă ai folosit uleiuri esențiale, atunci e foarte important să îl clătești foarte bine, ca uleiul să nu rămână ca o peliculă pe cristal și în momentul în care îl folosești în interior să te afecteze. Dacă l-ai pregătit și l-ai curățat prin apă cu oțet sau apă cu uleiuri esențiale, invitația mea este apoi să vezi dacă mai, corpul tău mai rezonează cu el. Da? Și atunci îl duci ușor înspre inimă, apoi înspre pântec și vezi care este reacția corpului tău.